A început cel mai mare pelerinaj din Ardeal. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în aceste zile la Mănăstirea Nicula. Dacă mulți au întins deja corturile pe pașiștea de lângă lăcașul de cult, pentru alții anevoiosul drum al credinței durează 3 zile și e străbătut pe jos. Sfântă cruce, armă dulce, fii cu noi unde ne-om duce. Pentru câteva momente de liniște sau un loc cât mai aproape de altarul de vară, sute de credincioși au venit la Nicula încă de azi noapte. Cătălin locuiește în Londra, dar și-a programat concediul încât să nu rateze pelerinajul. Aici găsim o liniște sufletească, împlinirea dorințelor, atmosfera. Tot se întinde aici de diferite pături și înoptăm aici. Alexia a devenit pelerin la doar 7 ani. De atunci, sărbătoarea adormirii Maicii Domnului o găsește sus, în dealul mănăstirii. Adolescenta de 16 ani se va întoarce pe jos acasă până în județul Bistrița Năsăud, deși are de străbătut peste 60 de kilometri. Te rogi pentru ceva anume, ceva special? Mă rog pentru familie și să fie bine. Du-mă sus la fiul tău și la Dumnezeu. Tot pe jos vin an de an și acești pelerini din județul Sălaj. Anul acesta fac 16 ani de mers pe jos la Nicula. E greu, căldurile-s mari, dar mulțumim bunului Dumnezeu și Maicii Sfinte, rezistăm. Mâine, sute de credincioși în frunte cu un sobor de preoți vor pleca pe jos spre mănăstire, 7 kilometri. De cum ajung la mănăstire, credincioșii se așează la rând pentru a se închina la icoana Fecioarei Maria. Despre această icoană se spune că a lăcrimat timp de 26 de zile, în urmă cu 355 de ani, iar de atunci ar fi făcătoare de minuni. Mâine seara, așa cum se știe, de la 18 va fi vecernia cu litie și la 21:30 se va scoate icoana din biserică pe altarul de vară și la 22 va începe prohodul adormirii Maicii Domnului, va ține până undeva la ora 1:30-2 noaptea. Se spune că icoana Maicii Domnului face minuni și nicio dorință spusă nu rămâne neîmplinită. Numai anul trecut, peste 30.000 de credincioși au venit din toate colțurile țării pentru a participa la pelerinaj. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.